România s-a alăturat luni seara, fără vreo dezbatere sau măcar comunicare publică internă, poziției exprimate de țările din nordul și estul Uniunii Europene, prin care acestea respingeau încercările necugetate și premature de a lansa un proces de modificare a tratatului Uniunii Europene. O rară ocazie în care România a făcut figură aparte față de Franța și Germania, motoarele Uniunii și principalii promotori ai unei eventuale modificări a Constituției care guvernează Uniunea Europeană. Întreaga discuție are loc pe fondul dezbaterilor inițiate de Franța cu cetățenii europeni sub numele Conferința pentru Viitorul Europei. Președintele francez Emmanuel Macron, a cărui țară deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, dar și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au cerut luni în Parlamentul European modificări radicale în arhitectura de putere a Uniunii Europene. Schimbarea tratatului, renunțarea la regula unanimității pentru adoptarea deciziilor în anumite domenii cheie în Consiliul Uniunii Europene, iar la rândul său, Parlamentul European a cerut o modificare esențială, să aibă drept de inițiativă legislativă. Aceste modificări radicale au provocat reticența statelor din estul Europei, în rândul cărora persistă temerea că fie vor fi mai ușor excluse de la decizie, fie vor fi marginalizate și forțate să facă reforme pe care le consideră nesustenabile. Temeri similare au exprimat și statele din Nord, Suedia, Danemarca și Finlanda, cunoscute pentru faptul că primesc excepții pe bandă rulantă de la Uniunea Europeană în privința anumitor politici cheie, așa numitele opt-out. În cazul României, reticența față de schimbările propuse de Macron, Ursula von der Leyen și Parlamentul European vine pe următoarele paliere. Renunțarea la regula unanimității, adică pierderea puterii vetoului. România nu a utilizat și nici nu a amenințat vreodată în mod serios să deraieze o politică europeană esențială, așa cum o fac uneori Ungaria sau Polonia. În schimb, Bucureștiul știe că instrumentul numit drept de veto în Consiliul Uniunii Europene poate fi util în chestiuni precum politicele față de Republica Moldova sau Serbia, dar și pentru a bloca o eventuală uniformizare a fiscalității la nivelul Uniunii, ceea ce clasa politică din România consideră nesustenabil. Practic, pierderea dreptului la veto ar însemna o cedare de suveranitate. Dreptul de inițiativă legislativă pentru Parlamentul European. La București, ca și în alte state membre, există temerea că Parlamentul European poate avea derapaje populiste în domenii precum economia, ecologia sau cel social, așa cum se poate constata uneori în cazul unor rezoluții adoptate în ultimii ani. Un singur exemplu. În 2020, o rezoluție a Parlamentului European prevedea că gazele naturale și energia nucleară nu pot fi utilizate ca soluție de tranziție către economia verde. A fost nevoie de un lobby intens al României și altor state ca Uniunea Europeană să accepte în final aceste instrumente energetice. Apoi ar fi lipsa capacității administrative. Pentru România, un asemenea efort ar fi acum o pălărie mult prea mare. Procedura de modificare a Tratatului Uniunii Europene este una extrem de complicată, cu mii de discuții și negocieri pe toate palierele politice. Cum capacitatea administrativă a statului român este oricum diminuată semnificativ de starea precară a instituțiilor minate de angajări pe criterii politice, o nouă sarcină de acest gen pusă în cârca aparatului de stat îl va cocoșa. Declanșarea unei noi crize, de data asta politică, ce s-ar suprapune peste crizele provocate de război și criza economică post-COVID. Pentru orice stat din UE, cu atât mai mult pentru unul slab echipat, precum România, așa ceva este aproape imposibil de gestionat. Cu atât mai mult în prezența unui partid populist, anti-european și extremist ca AUR, care abia așteaptă discuții despre presupuse cedări de suveranitate. Pe de altă parte, poziționarea foarte dură a României în dezbaterea privind reforma Uniunii Europene a ridicat semne legitime de întrebare. Delegația USR din Parlamentul European, condusă de Dacian Cioloș, a reacționat virulent și a cerut președintelui Iohannis și guvernului să explice urgent motivele pentru care România s-a alăturat scrisorii statelor membre care se opun reformei Uniunii Europene și resping concluziile Conferinței pentru Viitorul Europei. Va fi taxată cumva România pentru poziția exprimată? Sigur vor exista discuții mai contondente cu partenerii care își doresc reforma rapidă a Uniunii, iar România va părea o țară care a ratat ocazia de a se înscrie în dezbaterea privind modul în care va arăta Uniunea în viitor. În același timp, țara noastră a semnat documentul fără o minimă dezbatere publică, fără a comunica public nicio secundă opțiunile sale, fără a explica societății mizele și rațiunile din spatele deciziei. Nici președintele Iohannis, nici guvernul nu a organizat o conferință de presă sau o dezbatere în care să explice o poziționare cu consecințe semnificative. A venit abia la 24 de ore un comunicat de la Ministerul de Externe cu explicații detaliate.